Bine ați venit! Bine v-am găsit! Ați găsit în timpul filmului, da. Sunteți filmați! Da. Îmi pare foarte rău, am uitat cum te numești. Mihai. Și tu? Să trăiesc, bună ziua, Gheorghe. Hai să-ți vă povestesc. În timp ce auzeam telefonul sunând, noi eram în timpul filmului, filmam așa și zic, mă suni, dar n-am ce să-ți fac acum, că scuram în mână, avem treabă. Nu știam, nu credeam că mai răspundeți. Am auzit ceva zâmb la călugări. Da. După care am zis, hai să răspundem, că nu se știe, mă, ce om. Nu se știe cine. Da, cine insistă atâta? Mai bine. Și când am auzit că ești tu, am zis, bă, este excelent. Chiar lucrați Dumnezeu în toate. De o zi nu m-ați uitat, înseamnă. Nu, dacă din vorbă. Era... Am povestit, așa am spus în film, că de fapt noi ne-am găsit când eu veneam ieri, nu? Da, ieri. Ieri veneam de la din București. După amiază, da. Am avut timp să vă spun, eu mă duceam nepoțica. Eu vin nepoțica din America. Aveți copii acolo, în America. Am copii în state de 16 ani. La Microsoft lucrează. Ați auzit de Gheții, nu? De Microsoft lucrează de 16 ani acolo. Și mi-a venit întâi nepoțica, are 6 ani de zile, n-am adus-o la copii mult, pentru că s-a adus cât de repede. Și pentru asta am fost în București. Și ați luat de la... Am luat-o de aeroport. Și ieri mă retrăgeam. Când zice, băi, vin din București, hai să ne oprim în Răcoșești. Înseamnă, erați obosit și tot ați lăsat în 10 minute ca să vorbim. Eram obosit, păi, dai seama. Păi da, duși întors în drum. Hai să vedem acum. Aveți măști aici, eu una singură mi-am adus. El nu are nicio măști. Da. Hai, caută o mască și discutați. Da, tu pui deschis, totul e așa.